Doliu în România după ce Viorel Maier, celebrul conducător al clubului de handbal Mina Urbaia Mare, a încetat din viață la vârsta de 86 de ani. Viorel Maier a fost unul dintre cei mai importanți conducători de club din handbalul românesc, care a activat la clubul Mina Urbaia Mare. A murit la vârsta de 86 de ani. Maier a fost președinte, vicepreședinte și secretar general al clubului handbal Club Mina Urbaia Mare. Cu el în conducere s-au înregistrat cele mai mari performanțe pentru gruparea maramureșeană, cu Viorel Maier la cârmă. Mina Urbaia Mare a cucerit titlurile naționale din 1998 și 1999, a luat cele două cupe EHF, 1985 și 1988, și a jucat cele trei semifinale de Cupa Cupelor, 1979, 1981 și 1986.